Proverbele, capitolul 2. Fiule, dacă vei primi cuvintele mele, dacă vei păstra cu tine învățăturile mele, dacă vei lua aminte la înțelepciune și dacă îți vei pleca inima la pricepere, dacă vei cere înțelepciune și dacă te vei ruga pentru pricepere, dacă o vei căuta ca argintul și vei umbla după ea ca după o comoară, atunci vei înțelege frica de Domnul și vei găsi cunoștința lui Dumnezeu. Căci Domnul dă înțelepciune, din gura lui iese cunoștință și pricepere. El dă izbândă celor fără prihană, dă un scut celor ce umbră în nevinovăție, ocrotește cărările neprihănirii și păzește calea credincioșilor lui. Atunci vei înțelege dreptatea, judecata, nepărtinirea, toate căile care duc la bine, căci înțelepciunea va veni în inima ta și cunoștința va fi desfătarea sufletului tău. Chipzuința va veghea asupra ta, priceperea te va păzi ca să te scape de calea cea rea, de omul care ține cuvântări stricate, de cei ce părăsesc căile adevărate, ca să umble pe drumuri întunecoase, care se bucură să facă răul și își pun plăcerea în răutate, care umblă pe cărări strâmbe și apucă pe drumuri sucite, ca să te scape și de nevasta altuia, de străina care întrebuințează vorbe ademenitoare, care părăsește pe bărbatul tinereței ei și uită legământul Dumnezeului ei. Căci casa ei pogoară la moarte și drumul ei duce la cei morți. Niciunul care se duce la ea nu se mai întoarce și nu mai găsește cărările vieții. De aceea, tu să umbli pe calea oamenilor de bine și să ții cărările celor neprihăniți, căci oamenii fără prihană vor locui țara și oamenii neîntinați vor rămânea în ea, dar cei răi vor fi nimiciți în țară și cei necredincioși vor fi smulși din ea. Psalmul 6. Doamne, nu mă pedepsi cu mânia ta și nu mă mustra în urgia ta. Ai milă de mine, Doamne, căci mă ofilesc. Vindecă-mă, Doamne, căci întremură oasele, sufletul mi-e îngrozit de tot. Și Tu, Doamne, până când vei zăbovi să te înduri de mine? Întoarce-te, Doamne, izbăvește-mi sufletul, mântuiește-mă pentru îndurarea Ta, căci cel ce moare nu-și mai aduce aminte de Tine. Și cine te va lăuda în locuința morților? Nu mai pot gemând. În fiecare noapte îmi stropesc așternutul și îmi scald patul în lacrimi. Mi s-a subt fața de întristare și am bătrânit din pricina tuturor celor ce mă prigonesc. Depărtați-vă de la mine, toți cei ce faceți răul, căci Domnul a auzit glasul plângerii mele. Domnul îmi ascultă cererile și Domnul îmi primește rugăciunea. Toți vrăjmașii mei vor fi acoperiți de rușine și cuprinși de spaimă, într-o clipă vor da înapoi, acoperiți de rușine. Psalmul 7. Doamne Dumnezeule, în Tine îmi caut scăparea, scapă-mă de toți prigonitorii mei și izbăvește-mă, ca să nu mă sfâșie ca un leu care înghite fără să sară cineva în ajutor. Doamne Dumnezeule, dacă am făcut un astfel de rău, dacă este fără de lege pe mâinile mele, dacă am răsplătit cu rău pe cel ce trăia în pace cu mine și n-am izbăvit pe cel ce m-a suprea fără temei, atunci să mă urmărească vrăjmașul și să mă ajungă, să-mi calce viața la pământ și slava mea în pulbere să mi-o arunce. Scoală-te, Doamne, cu mânia ta, scoală-te împotriva orgiei potrivnicilor mei, trezește-te ca să-mi ajuți și rânduiește o judecată. Să te înconjoare adunarea popoarelor și șezi mai sus decât ea la înălțime. Domnul judecă popoarele, fă-mi dreptate, Doamne, după neprihănirea și nevinovăția mea. Ah, pune odată capăt răutății celor răi și întărește pe cel neprihănit. Tu care cercetezi inimile și rărunchii, Dumnezeule drepte, scutul meu este în Dumnezeu, care mântuiește pe cei cu inima curată. Dumnezeu este un judecător drept, un Dumnezeu care se mânie în orice vreme, dacă cel rău nu se întoarce la Dumnezeu.
Dumnezeu își ascute sabia, își încolvează arcul și lochește. Îndreaptă asupra lui săgeți omărătoare și aruncă săgeți arzătoare. Iată că cel rău pregătește răul, zămislește fără de legea și naște în înșelăciunea. Face o groapă, o sapă și tot el cade în groapa pe care a făcut-o. Fără de legea pe care a urzit-o se întoarce asupra lui și silnicia pe care a făcut-o se pogoară înapoi pe țeasta capului lui. Eu voi lăuda pe Domnul pentru dreptatea lui și voi cânta numele Domnului, numele celui prea înalt. Psalmul 8. Doamne, Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele Tău pe tot pământul! Slava Ta se înalță mai pe sus de ceruri. Din gura copiilor și a celor ce sug la țâță, ți-ai scos o întăritură de apărare împotriva potrivnicilor Tăi, ca să astupi gura vrăjmașului și omului cu dor de răzbunare. Când privesc cerurile, lucrarea mâinilor Tale, luna și stelele pe care le-ai făcut, îmi zic: ce este omul ca să te gândești la el și fiul omului ca să-l bagi în seamă? L-ai făcut cu puțin mai prejos decât Dumnezeu și l-ai încurunat cu slavă și cu cinste. I-ai dat stăpânire peste lucrurile mâinilor Tale, toate l-ai pus sub picioarele lui, oile și boii la oaltă, fiarele câmpului, păsările cerului și peștii mării, tot ce străbate cărările mărilor. Doamne, Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele Tău pe tot pământul! Psalmul 9. Voi lăuda pe Domnul din toată inima mea. Voi istorisi toate minunile Lui. Voi face din Tine bucuria și veselia mea. Voi cânta numele Tău, Dumnezeule, prea înalte, pentru că vrăjmașii mei dau înapoi, se clatină și pierd dinaintea Ta. Căci Tu îmi sprijinești dreptatea și pricina mea și stai pe scaunul Tău de domnie ca un judecător drept. Tu pedepsești neamurile, nimicești pe cel rău, le ștergi numele pentru totdeauna și pe vecie. S-au dus vrăjmașii, n-au rămas din ei decât niște dărâmături veșnice, niște cetăți dărâmate de Tine. Li s-a șters pomenirea, ei s-au dus, dar Domnul împărățește în veac și și-a pregătit scaune de domnie pentru judecată. El judecă lumea cu dreptate, judecă popoarele cu nepărtinire. Domnul este scăparea celui asuprit, scăpare la vreme de necaz. Cei ce cunosc numele Tău se încred în Tine, căci Tu nu părăsești pe cei ce Te caută, Doamne. Cântați Domnului care împărățește în Sion, vestiți printre popoare isprăvile Lui, căci El răzbună sângele vărsat și își aduce aminte de cei nenorociți. Nu uită strigătele lor. Ai milă de mine, Doamne! Vezi ticăloșia în care mă aduc vrăjmașii mei și ridică-mă din porțile morții ca să vestesc toate laudele Tale în porțile fiicei Sionului și să mă bucur de mântuirea Ta. Neamurile cad în groapa pe care au făcut-o și li se prinde piciorul în lațul pe care l-au ascuns. Domnul se arată, face dreptate și prinde pe cel rău în lucru mâinilor lui. Cei răi se întorc la locuința morților, toate neamurile care uită pe Dumnezeu, căci cel nenorocit nu este uitat pe vecie, nădejdea celor sărmani nu piere pe vecie. Scoală-te, Doamne, ca să nu biruie omul, neamurile să fie judecate înaintea Ta. Aruncă groaza în ei, Doamne, ca să știe popoarele că nu sunt decât oameni. Psalmul 10. Pentru ce stai așa de departe, Doamne? Pentru ce te ascunzi la vremea de necaz? Cel rău, în mândria lui, urmărește pe cei nenorociți și ei cad jertfă curselor urzite de el, căci cel rău se fălește cu pofta lui, iar răpitorul batjocorește și ne socotește pe Domnul. Cel rău zice cu trufie: nu pedepsește Domnul, nu este Dumnezeu. Iată toate gândurile lui. Treburile îi merg bine în orice vreme. Judecățile Tale sunt prea înalte pentru el ca să le poată vedea și suflă cu dispreț împotriva tuturor potrivnicilor lui.
El zice în inima lui, nu mă clatin, în veci sunt scutit de nenorocire. Gura este plină de blesteme, de înșelătorii și de vicleșuguri, și sub limbă are răutate și fără de lege. Stă la pândă lângă sate și ucide pe cel nevinovat în locuri dosnice. Ochii lui pândesc pe cel nenorocit. Stă la pândă în ascunzătoarea lui ca leul în vizuină. Stă la pândă să prindă pe cel nenorocit. Îl prinde și îl trage în lațul lui. Se îndoaie, se pleacă și cad săraci în gheare. El zice în inima lui, Dumnezeu uită, își ascunde fața și în veac nu va vedea. Scoală-te, Doamne Dumnezeule, ridică mâna, nu uita pe cei nenorociți. Pentru ce să hulească cel rău pe Dumnezeu? Pentru ce să zică în inima lui că tu nu pedepsești? Dar tu vezi, căci tu privești necazul și suferința ca să iei în mână pricina lor. Înădejdea ta se lasă cel nenorocit și tu fii în ajutorul orfanului. Zdrobește brațul celui rău, pedepsește-i fără de legere ca să piară din ochii tăi. Domnul este împărat în veci de veci, neamurile sunt nimicite din țara lui. Tu auzi rugăciunile celor ce sufer, Doamne, le întărești inima, îți pleci urechea spre ei, ca să faci dreptate orfanului și celui asuprit, și ca să nu mai însufle groaza omul cel luat din pământ.